Și în acest an, filiala Dâmbovița Ordinului Arhitecților a ținut să fie prezentă în fața târgoviștenilor de zilele cetății printr-o expoziție impresionantă cu fotografii în care apar comorile arhitecturale ale municipiului, case, turnuri și biserici. Anul acesta, în cadrul anualei de arhitectură 2020, care este sintetizată anuala OM, care înseamnă Oltenia, Muntenia, patru filiale: Oltenia, Craiovenii, Argeșul de la Pitești, Muntenia Noi, Muntenia Vest, ne numim Târgoviștea, și colegii de la Ploiești. Am format o echipă și în felul ăsta concurența va fi și mai serioasă la partea de lucrări originale. În cadrul acestei anuale ne-am stabilit ca să avem fiecare filială niște manifestări culturale cu o prezentare de arhitectură specifice filialei, fiecare filială. Și în sensul ăsta noi ne-am gândit să prezentăm o serie de clădiri de patrimoniu sau încă nu înscrise în lista de patrimoniu a orașului, lucrări însă foarte valoroase care reprezintă fondul de aur, să zic așa, al arhitecturii târgoviștene. Ce e interesant este că aici se îmbină stiluri neoromânesc la sfârșitul secolului XIX, de asemenea stilul clasicist cu coloane, cu încadramente, stilul clasic, și de asemenea stilul 1900, care are elemente de arhitectură specifice, și stilul cubist, stilul modernist, care apare până în al doilea război. Interesant că avem îmbinarea asta de stiluri realizată într-un stil foarte, într-un tot organic, și nu sunt lucruri stridente, nu sunt lucruri care să nu fie specifice acestui oraș, care beneficiază, iată, ca și astăzi, de o lumină, de un soare extraordinar pe care Mircea Horia Simionescu îl aprecia deosebit și, ducându-se la Florența, a zis: Târgoviștea mea este o Florență valahă. Operele arhitecturale expuse au fost realizate de arhitecți de renume. Clădirile prezentate sunt mai puțin cunoscute de publicul larg, însă frumusețea lor și calitatea arhitecturală le scot oricând în evidență. Pot spune că arhitecții care au lucrat aici și odată cu realizările, clădirile binecunoscute, primăria, prefectura, muzeul, fostul tribunal și actualul muzeu de istorie, dar și Curtea Domnească, toate aceste clădiri de patrimoniu sunt făcute de meșteri și arhitecți cu mare prestanță, și clădirile astea sunt reprezentative. Dar fondul acesta de clădiri mai mărunte, înșirat așa pe toate străduțele, nu numai pe bulevardele mari, aceste pe Pârvan Popescu. De exemplu, Casa Maria Alexandrescu, o capodoperă arhitecturală care dă o valoare inestimabilă zonei. Vorbim de Casa Maria Alexandrescu, aceasta din dreapta, și cealaltă lipită la calcan, pe Calea Domnească numărul 211. Sunt clădiri gemene, am putea spune, de factură neoclasică, dar care aduc și linia aceasta neoclasică cu elemente, cu încadramente tipice pentru acest stil în arhitectură, cu aici cu totul deosebite, deci iar patina și efectul timpului ne le arată cumva ca niște mostre de arhitectura unor timpuri, într-adevăr nevolute, dar calitatea, linia și prestanța acestei arhitecturi dă valoare bulevardului. O altă zonă a Târgoviștei unde sunt foarte multe opere arhitecturale este Calea Câmpul Lung. Aici din nou o casă deosebită. O casă pe Calea Câmpul Lung, putem, da, la numărul 36. Aici este un stil neoromânesc, deci acolo are stil clasic, de data asta stil neoromânesc. Fotografiile au fost admirate de sute de târgovișteni care au venit special să vadă expoziția organizată de Ordinul Arhitecților, filiala Dâmbovița.